Tânărul din imagine intenționează să fure bani dintr-o borsetă lăsată pe scaun într-un cabinet veterinar. Bărbatul observă camerele de supraveghere, însă încearcă să le păcălească. Schimbă locul pe scaun și verifică borseta pentru a se convinge că merită riscul. Apoi, minute în șir, încearcă să fure banii fără ca gestul lui să fie filmat. Cu toate acestea, furtul a fost surprins de camerele de supraveghere. Șocați de întâmplare, medicii au încărcat imaginile pe internet. De teamă poliției, tânărul s-a decis să restituie banii, iar hoțul și păgubita s-au întâlnit în același cabinet veterinar. Că fenomenul e viral și a ajuns la 100 și ceva de mii de vizualizări și cum să procedez eu ca și titular de cabinet? Să vină cineva aici, să meargă ei acolo, cum să... Și atunci nu trebuie să meargă la dumneavoastră. Am înțeles. Eu nu sunt de acord cu controlul oamenilor prin camere și nici nu-mi place modul ăsta, că de ani nu am făcut reclamații la poliție. Adică mi-aș dori să existe educație care să-l facă pe om, nu prin control, ci prin bunul lui simț și prin omenia lui să știe că nu ai de ce să iei altcuiva, nu știi ce probleme are, sunt unii bătrâni care n-au de mâncare și nu lucrează. Pe moment nu m-am, vă spun, zic, nu știu ce m-am prins ca să fac chestia aceasta. Eu nu fac chestii de aceasta, ceva m-am prins. Trebuie să te gândești la toată lumea și dacă tu vrei să treci într-o lume bună, tu trebuie să fii bun. Da. Că dacă tu ești bun, ți-ai făcut datoria. Și poate, de exemplu tău, și al altora. Eu de asta nu am vrut să-ți fac reclamație. Eu nu vreau să fiu un om rău. În final, totul s-a terminat cu bine și cu o lecție de viață pentru hoțul de ocazie.